Bună seara, domnilor și domnilor, bine v-am regăsit la momentul adevărului. Foarte mulți dintre tinerii zilelor noastre, în momentul în care sunt întrebați chiar de la vârste foarte frage de ce vor să se facă atunci când vor crește, răspunsul lor este unul invariabil, aș putea spune, polițist. E bine, despre meseria de polițist vom vorbi în această seară, mai exact despre admiterea la școala de agenți de poliție Vasile Lascăr din Câmpina, cea de-a doua unitate, astfel de unitate de învățământ din țară, pe lângă cea de la Cluj-Napoca, alături de mine pentru a discuta despre ce se întâmplă acolo în școala de poliție, despre cât de greu este să ajungi să îmbraci uniforma de polițist. Voi discuta în această seară cu cei trei invitați ai mei. Este vorba despre domnul comisar șef Răzvan Enache. Domnia sa este șeful structurii de metodică, planificare și bibliotecă din cadrul școlii de poliție Vasile Lascăr. Bună seara, bine ați venit alături de mine! Bună seara dumneavoastră, cât și telespectatorilor dumneavoastră. O elevă, o ploișteancă, elevă în anul întâi la școala de poliție de acolo, de la Câmpina, Francisca Doru. Bună seara. Și Francisca. Și de la Bacău la școala de poliție de la Câmpina și acum în studio aici la noi la Ploiești, Alin Curilă, la fel, elev în anul întâi. Bună seara și ție. Bună seara. Domnule profesor, o să încep discuția cu dumneavoastră. Anul acesta, pentru sesiunea de anul acesta mai exact, la școala de poliție din Câmpina vor fi scoase la concurs 505 locuri. Iată, este o informație pe care deja am furnizat-o tuturor celor interesați să se înscrie la acest concurs, dar înainte de asta vreau să vă întreb altceva. În urmă cu nu foarte mulți ani, în momentul în care se organiza examen la școala de poliție din Câmpina, pe perioada desfășurării examenelor orașul era înțesat de candidați. Practic nu mai aveai loc să arunci un ac. Se știa clar. Au venit elevii care participă la concurs la școala de poliție. Acum, cel puțin anul trecut, nu știu anul acesta cum va fi, lucrurile nu mai sunt chiar la fel. A scăzut oarecum numărul doritorilor, să spun așa. Din ce cauză? Sau poate mă contraziceți, poate n-am văzut eu bine. Da. Ce să vă spun? În primul rând, vă mulțumesc pentru invitația făcută. Toate informațiile legate de acest concurs de admitere sunt furnizate pe site-ul școlii noastre, școala de poliție.ro. Legat de cifrele de școlarizare, este firesc să se întâmple acest lucru, ele în ultimii ani au scăzut. Deci dacă în urmă promoția lor 2014-2016 a avut 500 de locuri, cu o promoție înaintea lor, promoția 2013-2015 au avut numai 300 de locuri, iată că și afluxul celor care au venit să se cazeze în Câmpina pe perioada derulării concursului de admitere a fost mai mic. Deci, să fie motivul? Acesta consider că este explicația. Și pentru că ați punctat acest lucru, într-adevăr, în 2012, spre exemplu, o luăm așa din 2012, la școala de agenți de poliție din Câmpina au fost disponibile 47, doar 47 de locuri. După care, așa cum spunea și dumneavoastră, numărul acestora a crescut în 2013 300 de locuri, în 2014 500 de locuri, iar în 2015, anul acesta, în august, 505 locuri. A crescut nevoia de a încadra în muncă astfel de tineri? De ce totuși de la 47 de locuri în 2012 la 505 locuri în 2015 e o diferență foarte mare? Consider că această cifră de 500 de locuri este cifra optimă pentru nevoile poliției române, având în vedere pierderile care au loc an de an. La ce vă referiți când spuneți pierderile care au loc an de an? Păi, ne gândim la, în primul rând, la ieșirile la pensie. Apoi sunt absolvenți care părăsesc sistemul. Absolvenții ai școlii noastre sau chiar ofițeri care părăsesc sistemul din vari motive, inclusiv cele de apt sau inapt medical. Apoi, bineînțeles, pierderile ca urmare, Doamne ferește, sunt cele firești. Bun. Spuneam puțin mai devreme că la nivel de țară există două astfel de unități de învățământ. Cea de la Câmpina, care iată în 2015 scoate la concurs 505 locuri, și cea de la Cluj-Napoca, unde, la fel, anul acesta vor fi scoase la concurs puțin peste 100 de locuri. Ce înseamnă, din punctul dumneavoastră de vedere, această diferență între cele două unități, singurele din țară?
În primul rând, școala de agenți de poliție Vasile Lascăr Câmpina este cea mai mare dintre toate instituțiile de învățământ de nivel post-liceal din... Noi putem asigura, mergem până la o capacitate de 1000 de locuri, putem asigura cazarea, hrănirea 1000 de cursanți. Școala de la Cluj este mult mai mică, este sora noastră mai mică și ca ani, dar și ca, capacitatea de școlarizare. Să înțeleg că au fost ani în care ați avut scoase, spuneați că aveți o capacitate de puțin peste 1000 de locuri. Da. Au fost ani în care ați avut un astfel de număr de cursanți? Da, am avut și 1400 de cursanți la nivelul școlii. S-a mers atunci școlarizarea în sistem suveică. O parte din elevi se aflau în stagiu de practică, alții elevi, altă serie de cursanți erau la cursuri. Bun. Francisca, o să continui dialogul cu tine și o primă întrebare, chiar dacă pare un clișeu, ce te-a determinat să urmezi cursurile unei școli de poliție și mai ales de când ai tu această idee că vrei să te faci polițistă? Bună seara, în primul rând. Bună seara. Probabil principalul motiv este tatăl meu. Lucrează și el în sistem și de mică l-am văzut în uniformă acasă și uniforma, în primul rând, pentru mine era un lucru fascinant. Și apoi, în al doilea rând, este decizia mea. Nu, niciodată nu a făcut presiune asupra mea. Și sunt foarte mulțumită de tot ceea ce fac aici. Cât de mult ai muncit pentru a fi admisă la școala de poliție? Pentru că știm cu toții, sunt niște examene destul de dure acolo și o concurență acerbă. Acum, la fel, din câte știu, locurile nu mai sunt delimitate băieți-fete, dar a fost o perioadă în care erau un anumit număr de locuri pentru băieți și un alt număr de locuri pentru fete, mult mai puține. Este o concurență foarte mare și sunt foarte multe zvonuri. Mi-a fost foarte greu să nu cred din ele și m-am pregătit 2 ani de zile pentru probele fizice mai ales, care sunt foarte dificile, fără antrenament, nu, foarte greu, trebuie să fii sportiv de performanță, dar poți trece cu bine peste și să fii un elev de succes. Alin, tu? Bună seara! Mie nu mi s-au părut extraordinare probele nici sportive, nici cele extraordinar scrise. De grele. Da, extraordinar de grele. Consider că sunt de nivel mediu și oricine se pregătește și își dorește poate obține punctaj de promovare. Tu, la fel, aceeași întrebare pe care am adresat-o și Franciscai. De ce dorința aceasta de a deveni polițist? Din plăcere pentru uniformă. Atât? Da. Plăcerea pentru uniformă sau plăcerea de a-ți ajuta semenii odată ce vei avea un loc de muncă, automat, de a face bine societății în care trăiești? Pentru că asta se presupune că... Exact, asta presupune această uniformă. Automat, dacă îți place să o îmbraci, îți place să faci această meserie. Cum se simte, Alin, cu uniforma de elev la școala de poliție și îmbrăcat ca un orice alt tânăr de vârsta lui? Care este diferența? Și... Diferența nu este uriașă. Pentru că mi-ai spus că pentru această uniformă ți-ai dorit să... Da, da. Nu este neapărat o diferență pe plan moral, domne, m-am ajuns. Nu. Este, aș spune, un vis realizat și mă simt bine că am reușit. Ce spuneți de... Au venit cu lecțiile învățate sau... nici de cum. Eu, în primul rând, mai ales că ei s-au întors după efectuarea primului modul la stagiul de practic. A fost primul contact al lor în uniforma de elev al unei școli de poliție cu cetățeanul. Au căpătat mult mai multă responsabilitate. Au văzut exact ce înseamnă munca de poliție, au văzut ce înseamnă să fii 24 de ore în slujba cetățeanului și mai ales care ar fi beneficiile acestei, să zic așa, serviciu după absolvirea cursurilor școlii. Foarte important, cred eu, de menționat este faptul că acești tineri care studiază la școala de poliție din Câmpina fac foarte des, destul de des, și acțiuni de voluntariat. I-am văzut pe străzi ajutând, să spun așa, diverse instituții din Câmpina, chiar și primăria municipiului, repet, în diversele acțiuni pe care acestea le întreprind. Elevii noștri sunt implicați în foarte multe activități extracurriculare și extrașcolare. Extracurriculare, cele care au legătură cu munca de poliție, în afara celor
6 ore cât se află în programul activități didactice, dar și extrașcolare, chiar și în zilele de sâmbătă și duminică. Și pot afirma că ne-am implicat cam în toate acțiunile de voluntariat, nu neapărat cele care au fost, să spun așa, ale primăriei municipiului Câmpina, dar și proprii ale școlii noastre, inclusiv cu donarea de sânge. Suntem un partener cât se poate de viabil al Patriarhiei Române din acest punct de vedere. Francisca, dacă e musai, cu plăcere? Da. Adică, în momentul în care ți se cere, ți s-a cerut să te implici în astfel de acțiuni despre care vorbea domnul profesor, ai acceptat pentru că n-ai avut încotro sau chiar simți să faci toate lucrurile acestea și să te implici cât mai mult în ceea ce privește bunul mers al societății? În primul rând, toți viitorii candidați trebuie să ia cunoștință faptul că nu-i obligă nimeni să facă nimic din ceea ce nu vor. Noi tot ce facem din plăcere. Din fiecare cerc extracurricular, sunt elevi care fac ceea ce fac cu plăcere. Nu este obligat niciunul să se ducă acolo, tu mergi pentru că trebuie. Alin, ești de acord cu colega ta? La fel cum a zis colega mea, chiar dacă ai aptitudini pentru o anumită arie, nu ești obligat să mergi. Pur și simplu, îți pune la dispoziție. Poți să faci asta, poți să faci asta. Dacă nu vrei, nu faci nimic. Am înțeles. Tot apropo de admiterea 2015, spuneam că sunt scoase la concurs anul acesta 505 locuri la comun, băieți și fete. Există, domnule profesor, niște zvonuri, da? Pentru că sunt niște zvonuri, nu există hârtii oficiale în acest sens, pe care vreau să le confirmați sau să le infirmați dumneavoastră, cum că se intenționează renunțarea la limita de vârstă în ceea ce privește candidații care se vor înscrie anul acesta la concurs. Până acum, doar candidații care aveau până în 27 de ani se puteau înscrie. Este ceva adevărat din această bursă a zvonurilor? Această vârstă de 27 de ani împliniți în anul desfășurării concursului de admitere se menține. Deci pur și simplu cred că au fost simple zvonuri. Dar știți cum e, nu iese fum fără foc. Totuși de undeva au pornit. Așa este. Au existat solicitări în acest sens, tineri care au vrut să se înscrie la concurs și care depășiseră acest prag de 27 de ani? Sau de ce? Sistemul de recrutare și selecție este foarte bine pus la punct, așa spun numai eu. Nu numai eu, spun toți specialiștii Ministerului Afacerilor Interne. Practic, această cifră de 27 de ani este luată în calcul în ceea ce înseamnă promovarea în grade profesionale, dar și în funcție a polițistului, astfel încât la ieșirea la pensie să parcurgă toate treptele. Deci, din punctul meu de vedere, consider că această vârstă de 27 de ani este perfect legală. Am înțeles. Și cu alte cuvinte, spre exemplu, un tânăr de 30 de ani nu ar mai avea timp până la ieșirea la pensie despre care vorbeați dumneavoastră să parcurgă toate aceste trepte și să ia toate gradele? Bineînțeles, și în ceea ce înseamnă sistemul de pregătire. Pentru în ceea ce înseamnă aptitudini fizice, aptitudini psihice și mai departe sistemul de învățământ din școlile post-liceale. Bun, și la fel, spuneam, deci limita de vârstă rămâne aceasta, 27 de ani împliniți până la data organizării concursului? Da, în anul în care se organizează concursul. Spuneam puțin mai devreme la fel că sunt scoase la concurs locuri la comun pentru băieți și pentru fete. La fel, în urmă cu ceva ani de zile, aceste locuri erau foarte bine delimitate. Un anumit număr X de locuri pentru băieți, un anumit număr de locuri Y pentru fete. Întotdeauna, din punctul meu de vedere, și aici o să rog pe Francisca să confirme sau nu spusele mele, fetele au fost defavorizate. De ce spun asta? Pentru că au fost cazuri în care tinere candidate au picat acest examen cu un punctaj destul de bun, pentru că locurile destinate lor erau puține. În egală măsură, tineri candidați băieți au fost admiși cu punctaj mai mic pentru că locurile destinate lor erau mai multe. Corect. Locurile pentru fete au debutat în anul 2007, când au fost 25 de locuri alocate pentru fete. Apoi, pe parcurs, această cifră a crescut până când s-a renunțat definitiv. Motivul pentru care s-a renunțat definitiv este acesta pe care îl spuneți dumneavoastră. Nu este corect să fie... Discriminare, cu alte cuvinte. Exact. Francisca, tu nu ai prins această... Dar cum ai văzut tu această situație?
Să știi că destinate fetelor sunt 20 de locuri. Dau un exemplu. Mi se pare o situație descurajantă pentru tinerele candidate. Trebuie să muncești mai mult ca un băiat? Nu, muncim aproape în egală măsură. Ba chiar băieții muncesc puțin mai mult ca noi, pentru că noi suntem fete și... De ce descurajant? De ce ai văzut acea situație, vorbesc la trecut, ca fiind una descurajantă? Pentru că nu... Te-ai simțit discriminată? Și discriminată și pur și simplu unele fete simțeau că visul lor nu se mai poate împlini. Da. E bine, iată, situația din acest punct de vedere s-a schimbat. Un alt aspect pe care vreau să-l discutăm face referire, domnule profesor, la limita de înălțime pe care o impune acest examen organizat la școala de poliție. Știu că în momentul de față, ca fată, trebuie să ai o înălțime de minimum 1,60 m, da? Spun corect? Exact. Iar ca băiat 1,65 m. Îmi spuneați înainte de a intra în emisiune că până în urmă cu ceva ani un băiat trebuia să aibă 1,70 m, o fată exact. 1,65 m. La fel, eu am o nedumerire în ceea ce privește această condiție pe care o impune acest examen. Dacă, spre exemplu, un tânăr, o tânără, are 1,64 m, în cazul unui băiat, el este respins la probele fizice pentru că îi lipsește un centimetru? Exact, înălțime? Este respins. Practic, până la sosirea în școală și a fi declarat admis, elevii parcurg două etape. Odată recrutarea și selecția de la nivelul unităților teritoriale de poliție, unde se realizează și o primă examinare medicală, între care și cea privind înălțimea, după care o contravizită medicală pe timpul concursului de admitere cât se derulează în școală, unde din nou medicii din cadrul Direcției Medicale Ministerul Afacerilor Interne evaluează pe cei care s-au înscris și sunt potențiali elevi ai instituției noastre. Dați-mi voie să vă citesc un scurt material pe marginea acestui subiect pe care aș vrea să-l comentați ulterior. Ministerul de Interne ar putea fi obligat să scoată din grila de examinare a candidaților la școlile și Academia de Poliție limita minimă de înălțime. Propunerea vine din partea Consiliului pentru Combaterea Discriminării, care precizează că cei care își doresc să devină polițiști nu ar trebui condiționați de înălțime. Mai mult decât atât, Ministerul de Interne a fost sancționat. Amenda de 1000 de lei pe care Ministerul de Interne a primit-o de la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării pleacă de la plângerea unei tinere din Pitești care s-ar fi înscris la școala de poliție de la Câmpina. Tânăra s-a plâns la Consiliul pentru Combaterea Discriminării, iar oficialii acestei instituții au ajuns la concluzia că este o aberație să impui aceste limite de înălțime în condițiile în care contează cum se comportă polițistul în fața cetățeanului, nu ce înălțime are. Trebuie să ne gândim, în primul rând, la faptul că aceste repere în sistemul de recrutare și selecție sunt foarte bine gândite de specialiști. Am nu să numai să detaliați ai, și să explicați da, de ce... Nu numai ai ce înseamnă ai Ministerul Afacerilor Interne, ci și psihosociologi și așa mai departe. Și, bineînțeles, și ai direcției medicale. Absolvenții instituției noastre, în proporție de 100%, sunt absolvenții ai ordinii și siguranței publice. Deci sunt cei care lucrează în contact direct cu cetățeanul 24 de ore din 24 pe cele trei schimburi. Acest lucru înseamnă că trebuie să fie în măsură să facă față oricărei situații care ar putea să apară și în ceea ce privește autoapărarea sau să ia apărarea altui cetățean ce este, să spun așa, victima unei altercații sau unei tâlhării, spre exemplu. Asta înseamnă că trebuie să fie în măsură să poată interveni și din punct de vedere fizic. Și dacă, spre exemplu, un tânăr are, așa cum spuneam puțin mai devreme, are 1,64 m, nu 1,65 m, el nu mai poate interveni din punct de vedere fizic așa cum trebuie? Sunt niște reguli pe care nu le faceți dumneavoastră. Nu, bineînțeles. Dar le putem comenta. Nu putem să luăm acum în calcul și un centimetru. Astea au fost baremele stabilite de cei îndrituiți să facă acest lucru. Noi nu putem să facem altceva decât să respectăm cele stabilite.
Francesca, cu referire la, la acest subiect despre care discutăm, la fel, consider asta, tu ce înălțime ai, spre exemplu? 1,67. 1,67 m. Și dacă, spre exemplu, ai fi avut 1,64 m, ai fi simțit că visul tău s-a năruit din cauza faptului că îți lipsesc câțiva centimetri înălțime? Aș fi simțit asta și probabil m-aș fi reprofilat. Însă eu sunt foarte de acord, să spun așa, cu această limitare de înălțime. De pentru ce? Că, după cum observați, au tot scăzut. Până acum 2 ani, limita a fost de 1,70 la băieți și 1,65 la fete. Acum s-a ajuns de la 1,65 la băieți și 1,60 la fete. Trebuie să ne gândim că noi, așa cum a spus și domn profesor, lucrăm direct cu cetățeanul și trebuie să avem o anumită ținută. Nu putem fi din ce în ce mai mici și scunzi, să apărem așa în fața cetățeanului. Adică nu știu dacă mă înțelegeți. Nu vreau contează, să jignesc. Contează nu vreau aspectul să... fizic. Foarte, alte... Nu foarte mult, dar oricum... Contează să ai înălțimea corespunzătoare, contează atitudinea, exact. Contează... Alin? Consider că ar putea apărea controverse, indiferent de care ar fi limita de înălțime. Pentru că dacă ar fi fost 1,62, ar fi zis cineva care are 1,61 că de ce ne discriminați? Corect. Indiferent care ar fi fost, ar fi apărut controverse. Însă, într-adevăr, în unele situații, aspectul fizic și... fizicul tău poate conta. În ce sens? În sensul unei impui intervenții. Impui altfel sau de ce? Sau poți, așa cum spunea domnul profesor, altfel să intervii în cazul în care vorbim de o altercație sau de un conflict sau de... nu știu. Da, sigur, sigur. Diferențele de înălțime și fizic pot conta foarte mult. Voi vă veți profila în momentul în care veți absolvi acești 2 ani la școala de poliție pe siguranță și ordine publică, corect? Da. Corect. Care, ce trebuie să facă, domnule profesor, un elev, cei doi aici de față, spre exemplu, după ce termină cei 2 ani de studii? Sunt școlarizați pe banii ministerului, exact. Da? Există niște obligații pe care acești tineri le au odată ieșiți de pe băncile școlii? Este firesc să se întâmple acest lucru. Ne gândim că Ministerul Afacerilor Interne asigură pentru absolvenții noștri, pe timpul școlarizării, absolut toate condițiile. Cazare, hrană gratuită, asistență medicală, organizarea și desfășurarea stagiilor de practică în cadrul unităților teritoriale de poliție. Deci sunt foarte multe cheltuieli financiare care se realizează cu școlarizarea acestora. Ei bine, candidații încă de la data constituirii dosarului de candidat, potențial candidat al școlii de poliție, îi se aduce la cunoștință, semnează un angajament ca după definitivarea cursurilor să lucreze în unitățile operative pe o perioadă de 10 ani. De 10 ani de zile ei trebuie să rămână în sistem, nu neapărat la siguranță și ordine publică, nu. Dar în sistemul este acesta sistemul poliției române. Sistemul poliției române. Voi știați lucrul da. Acesta. Aveți de gând să vă rezumați, să spun așa, poate nu-i termenul corect cel pe care l-am folosit eu, la acest serviciu, siguranță și ordine publică, sau vreți să vă continuați cursurile în paralel și să ajungeți mai sus? Eu vreau să-mi continui cursurile în paralel și după un an... După ce voi căpăta vechimea aceasta de un an, voi încerca și la fără frecvență la Academie pentru a ajunge ofițer. Și de asemenea, dacă nu voi reuși, nu voi rămâne nici la ordine și siguranță publică. Voi face niște cursuri de specializare la Slatina pentru a lucra în judiciar mai mult. Acolo. Dar de consider ce nu că... la... De ce toată lumea fuge de acest serviciu siguranță și ordine nu... publică? Toți vor... Mai mult, nu e un lucru rău, dar e nevoie și la siguranță și ordine publică de oameni. Să nu folosim termenii aceștia duri, că nu e ca și când fug, până la urmă asta am ales. Asta voi face și voi face cu plăcere. Însă toți dorim pe o treaptă mai sus, pe zi ce trece. Până acum ceva timp visam să ajung aici și mi se părea foarte greu de corect. Dobândit și acum doresc și mai sus, e normal. Tu, Alin? Vrei mai sus? Sau? Consider că posibilități sunt multe și vârsta fragedă la care sunt îmi permite să am timp să mă pregătesc pentru orice mi-aș dori. Și momentan mă gândesc să încerc să progresez pe plan profesional.
Unde se pot, domnule profesor, acești tineri îndrepta odată ce au finalizat studiile? Există parteneriate, să le numesc așa, cu localitățile lor de domiciliu, unde ei pot fi direcționați odată ce termină această școală? Repartiția lor se realizează, deci la finalizarea studiilor, repartiția absolvenților noștri se realizează strict în ordinea descrescătoare a mediei generale de absolvire. Practic, poliția română vine și le prezintă la data absolvirii cursurilor, să spunem 17 iulie pentru cei care termină anul acesta, locurile disponibile la nivelul fiecărui inspectorat de poliție al județului. Și elevii în ordine a mediei generale de absolvire intră și își aleg repartiția, care poate fi, bineînțeles, în județul de domiciliu sau în alt județ unde doresc să se stabileze. Practic, ei nu trebuie să se culce așa pe ureche odată ce au fost admiși. Din contră, trebuie să lupte să ia note cât mai bune pentru a fi repartizați cât mai bine. Da, în primul rând, ei trebuie să se gândească și noi le amintim acest lucru tot timpul pentru o profesie. Deci, ca să fie, să ducă la bun sfârșit sarcina din fișa postului, ei trebuie să fie foarte bine pregătiți din ceea ce înseamnă de cunoștințele și deprinderile necesare unui agent de poliție. Și, bineînțeles, nu e deloc de neglijat faptul că o medie cât mai mare, o medie generală de absolvire cât mai bună, îți asigură și cât mai aproape repartiția de domiciliu. La fel, în urmă cu 3 ani de zile, dacă nu mă înșel, în 2012, a fost așa o situație destul de tensionată acolo la școala de poliție, în sensul că tinerii care urmau să finalizeze cursurile și care se așteptau să aibă festivitatea de absolvire au aflat cu stupoare că acest lucru nu se va întâmpla sau că se va întâmpla, dar cu întârziere de un an de zile, dacă mi-aduc eu bine aminte, din cauza faptului că acum nu știu, criza sau ce anume s-a întâmplat, nu existau posturi pentru aceștia odată ce ei și-au finalizat cursurile. Nu aveau unde să fie încadrați în muncă, cu alte cuvinte. Da, este vorba despre absolvenții a două serii de elevi, 2011 și 2012, a căror repartiție la finalizarea studiului a fost amânată perfect adevărat cu un an de zile. Nu că nu ar fi existat posturile, nu au existat, criza economică, fondurile financiare care să le asigure salarizarea. Aceasta este explicația pentru care ordonanța de urgență a Guvernului a prelungit statutul lor de elev cu un an de zile. Și cheltuiala, cine a suportat-o pentru această prelungire despre care vorbiți? O cheltuială nu a fost făcută. Practic a fost făcută o economie la bugetul de stat cu încadrarea acestor absolvenți. Și pentru că ați vorbit despre salarii, este și acesta un aspect pe care un tânăr îl ia în calcul în momentul în care optează pentru această meserie, cea de polițist, banii? În zilele noastre, da. Pentru mai că... ales că vi se asigură, totuși, imediat ce ați finalizat școala, un loc de muncă. Este un lucru extrem de important, spun eu, pentru că știm cu toții, poți în ziua de astăzi să ai 3-4 facultăți și să lucrezi pe un post care necesită de multe ori, poate și 10 clase. Da, poate pentru mulți, chiar și dintre colegii mei, un motiv îl reprezintă serviciu stabil. Corect. Pentru că în zilele noastre este foarte greu. Dar nu prea sunt de acord cu ideea asta, pentru că, în primul rând, trebuie să faci ceva cu plăcere. Dacă nu faci cu plăcere, degeaba ai un serviciu stabil, nu excelezi pe acel domeniu. Alin? La fel cum a zis și colega mea, ai garantat un loc de muncă stabil. Salariul poate că nu este cel mai grozav, însă este continuu. Nu mai ai o grijă așa mare ca în alte locuri, că a doua zi nu mai e unde să mergi la muncă. Și să ne amintim totuși faptul că trăim într-o țară unde rata șomajului este una foarte mare. Exact. Îngrijorător de mare în rândul tinerilor care termină, așa cum spuneam, o facultate și nu au unde să se angajeze. Nu vorbim de Germania, vorbim de România totuși. Adică mă gândesc eu că această siguranță pe care o dă un loc de muncă stabil este foarte importantă, dar în egală măsură, exact cum spuneai și tu, Francisca, important este să faci cu plăcere ce faci. Dar cred că asta este valabil la orice loc de muncă, nu absolut, doar da. în cadrul poliției. La voi se îmbină aceste lucruri? Crezi că se vor îmbina?
siguranța unui serviciu și plăcerea cu care îți vei desfășura activitatea odată ce te vei angaja? La mine personal, da, pentru că și după desfășurarea primului stagiu de practică, m-am întors fascinată de tot ceea ce am întâlnit în teritoriu, adică îmi place foarte mult să lucrez cu oamenii direct și să încerc să-i ajut. Francesca s-a întors fascinată de ceea ce a văzut în teritoriu. Se spune că munca cu omul este una foarte, foarte grea. Pentru că te lovești de tot felul de oameni și trebuie să faci față foarte multor situații, multe dintre ele ingrate, corect sau nu? Poate ei încă n-au avut timp să realizeze. Da, primul lor stagiu de practică a avut o durată de scurt, a durată foarte mică, 9 zile, tocmai pentru a observa ce înseamnă munca în cadrul unităților operative de poliție. Și consider că pe lângă cele două, să spunem așa, avantaje pe care, să spunem, le oferă poliția română, să nu luăm în calcul și oportunitățile de a progresa în această profesie, în această meserie. Și de multe ori le exemplificăm, foști absolvenți ai școlii noastre, la această dată sunt chiar conduc unități operative de mare anvergură. Un șef de inspectorate sunt chiar domnul Dosaru de la Prahova, este un fost absolvent al școlii noastre. Am înțeles. Lăsăm pentru partea a doua a emisiunii exact care vor fi pașii pentru sesiunea de admitere 2015. Înainte de a detalia acest subiect, care este unul extrem de interesant și important pentru mulți tineri asemeni celor doi aici de față, vreau să vă mai adresez o întrebare acum pe finalul primei părți. Dacă ne uităm așa pe forumuri sau plecăm urechea stânga-dreapta, cu referire la acest examen la școala de poliție, foarte multe sunt comentariile de genul: dacă nu ai pile, dacă nu ai relații, dacă nu cotizezi, nu ai nicio șansă. Vă dau o posibilitate acum, domnule profesor, să aduceți un comentariu oficial, să spun așa, o poziție oficială a acestei instituții cu privire la toate această bursă a zvonurilor, să o numesc așa. Punctul meu de vedere, și nu cred că este al meu, cei care lansează asemenea zvonuri sunt exact cei din proverbul cu vulpea și strugurii prea acri. Nu poate ajunge la ei și atunci spune că sunt prea acri. Mecanismul pe care noi îl punem la punct privind concursul de admitere este foarte bine etapizat și mai mult decât atât pot spune că este cât se poate de vizibil și putem demonstra oricând, luând în calcul fiecare etapă a concursului de admitere. Să înțeleg așadar că a fost un caz nefericit, un caz singular, cel al fostului dumneavoastră coleg, nu o să-i dăm numele, care a fost reținut în urmă cu ceva vreme pentru că ar fi luat bani de la diversi candidați în vederea declarării acestor admiși, a fost acuzat de trafic de influență, cu alte cuvinte? A fost un caz nefericit acela? Da, eu așa îl consider, cred o că a fost... O pată neagră, să spun da, așa, da, pe obrazul și pe care instituții. Noi ne-am asumat-o și am făcut tot posibilul ca ceea ce s-a întâmplat atunci să fie prezentat exact așa cum a fost posibil opiniei publice și să ca cel în cauză să-și primească pedeapsa bine meritată. Bun, luăm o scurtă pauză de publicitate acum și revenim în cea de-a doua parte a emisiunii. Vom vorbi strict despre ceea ce presupune admiterea la școala de agenți de poliție Vasile Lascăr, sesiunea 2015, dar după o foarte scurtă pauză de publicitate, doamnelor și domnilor, rămâneți alături de noi, revenim în câteva minute. Am revenit, doamnelor și domnilor, așa cum vă promiteam, în această a doua parte a emisiunii vom discuta strict despre admiterea la școala de poliție anul acesta, în 2015. Domnule profesor, o primă întrebare ar fi dacă această admitere aduce și ceva nou față de oferta din anii trecuți. Sau să merge pe același sistem? Nu. Metodologia de absolvire, cea aprobată prin ordin de ministru în 2006, este aceeași. Deci este aplicabilă și
pentru acest an. Repet, numărul de locuri 505, din care 5 pentru minoritatea romă și alte 3 locuri pentru alte minorități. Și apoi cele două etape, repet, o dată la nivelul fiecare unități teritoriale de poliție la Serviciul Management Resurse Umane, recrutarea de, deci etapa de recrutare și selecție, iar apoi concursul de admitere, ce se va încheia pe data de 11 septembrie cu proba scrisă. Bun, știu că există anumite categorii de candidați care sunt scutiți de la plata taxelor de taxei, de fapt, de înscriere și, din câte știu, există și o taxă pentru vizita medicală de 60 de lei era, cel puțin, nu știu dacă mai e valabil. Nu, deci ca și anul trecut, nu se mai percepe niciun fel de taxă pentru concursul de admitere. Deci era 120 de lei taxa de participare. Și pare, da. De, și toate 60 de lei pentru contravizita medicală. Exact. Deci toate cheltuielile sunt suportate din... S-a renunțat așadar S-a renunțat la complet. Aceasta. Da. De ce s-a luat această decizie? Există o ordonanță de urgență a Guvernului care explică cât se poate de clar că pentru admiterea în toate școlile poziționale în Ministerul Afacerilor Interne nu se mai percepe taxă de concurs. Bun, o luăm așa pas cu pas și le spunem tuturor celor care ne urmăresc interesați să dea examen la școala de poliție în 2015 că trebuie să parcurgă trei etape. Vizita medicală despre care vorbeam, acele probe sportive despre care Francisca spunea că sunt foarte grele, da? Pentru ea, că trebuie să fii sportiv de performanță de foarte multe ori ca să reușești să treci cu brio de ele. Alina a contrazis-o, sunt părerile lor. Și mai există acel examen scris, proba de limbă română și limbă străină. O limbă străină la alegere. Practic, odată sosiți la nivelul în cadrul școlii, candidații își ridică o legitimație de concurs. Pe această legitimație de concurs, ei au un cod. În funcție de codul pe care l-au trecut pe legitimație de concurs, conform graficului, ei participă la probele eliminatorii, să spunem prima etapă a concursului de admitere. În primă fază, vizita medicală, după care proba sportivă, cele trei probe ale acesteia, mai precis, și anume alergare de viteză, aruncare mincii medicinale și rezistență. După care, toți cei care, deoarece are caracter eliminatoriu, atât vizita medicală cât și proba sportivă, ei vor intra la proba scrisă, este vorba de un test grilă cu întrebări din limba română și limba engleză sau franceză în funcție de alegerea acestora. În 2013, la școala de poliție de la Câmpina, ultimul candidat admis a întrunit 63 de puncte și a avut o medie la bacalaureat de 7,41. În 2014, la fel, ultimul punctaj a fost 55 și media la bacalaureat 7,81. Anul acesta cum credeți că va fi? Din punctul meu de vedere, nu acum n-aș vrea să mă transform într-un vraci să prevăd, dar se va menține acest echilibru între media de la bacalaureat și punctajul de admitere. Noi întotdeauna am mers ca și dificultate în ceea ce privește elaborarea testului de cunoștințe, nivel mediu. Bun, în ce măsură contează și nota la purtare pe care o are un elev? Faptul că nu trebuie să aibă antecedente de natură penală și așa mai departe. Există anumite condiții foarte stricte pe care oricare dintre candidați trebuie să le respecte, să întrunească. Da. În primul rând, pentru potențialii candidați la admiterea în școlile de agenți de poliție, ei trebuie să studieze, repet, atât pe site-ul nostru, se află postat acest lucru, cât și pe site-ul Poliției Române, care sunt condițiile pentru a putea participa. În primul rând, și spun câteva cuvinte legat de absolvenți cu diplomă de bacalaureat, și, bineînțeles, acest criteriu cu 8 la, media 8 la purtare, dar și ceea ce înseamnă cauzele de natură penală. Deci nu poate fi absolvent care are candidat să aibă cazier. Deci nu poate să întrunească condițiile pentru a participa la concursul de admitere. Și pentru a purta uniformă, bineînțeles. Polițist. Și să știți, dacă pe parcursul școlarizării un absolvent comit un
elev comite fapte de natură penală, el este îndepărtat de la cursuri cu suportarea cheltuielor de școlarizare. Asta voiam să vă întreb. Știu că sunt cazuri acolo de elevi care la un moment dat se abat de la calea corectă, să o spun așa, și ajung în situația în care sunt exmatriculați. Factorul de hotărător în ceea ce înseamnă exmatricularea elevilor reprezintă Consiliul Profesoral. Cât de greu se ajunge la această exmatriculare a unui elev? Cu alte cuvinte, ce anume trebuie el să facă atât de grav încât să ajungă Consiliul Profesoral să-l excludă din sistem? Noi avem un regulament de organizare și funcționare a școlilor post-liceale din Ministerul Afacerilor Interne, care este cât se poate de precis în ceea ce înseamnă exmatricularea elevilor. Și aici, repet, cauzele de natură penală duc automat la exmatricularea elevilor, dar și ceea ce înseamnă abaterile de la comportament și modul de comportare în societate, la fel pot duce la fel de bine la exmatricularea acestuia de la cursuri. Din experiența anilor, așa, sunt cazuri singulare acestea în care elevii ajung să fie exmatriculați din unitate? Da, da. Deci în ultimii 2 ani nu am mai avut nici măcar un singur elev care să fie exmatriculat de la cursuri. Spuneați dumneavoastră puțin mai devreme că în momentul în care un elev este exmatriculat de la școala de poliție, el trebuie să suporte tot ceea ce înseamnă cheltuielile cu școlarizarea lui până la momentul la care el a fost dat afară. Exact. Se fac niște calcule cât se poate de precise cu ceea ce privește cât timp el a fost școlarizat. Și aici, repet, se referă la cele de cheltuielile de echipament, cheltuielile cu hrănirea, cu cazarea, cu asigurarea medicală, etc., astfel încât el știe exact cât are de plătit în momentul în care pleacă din școală. Revenim la examenul de admitere de anul acesta. Am să vă rog să ne spuneți, domnule profesor, care este perioada sau metodologia deja a fost postată pe site-ul unității www.școaladepoliție.ro. Da. Acolo toți cei interesați pot găsi informații cu privire absolut la toate informațiile. Procedura de înscriere, care când începe? Deci, practic, pe data de 20.04. a fost a început procedura de recrutare și selecție de la nivelul unităților teritoriale de poliție. Ce înseamnă pe 20.04. asta înseamnă zilele acestea? Da. Ce înseamnă, domnule profesor, procedura de recrutare și selecție? Vă duceți în unitățile de învățământ liceal, promovați instituția pe care o reprezentați? Fiecare unitate teritorială de poliție, și aici mă refer la Inspectoratul de Poliție Județene, cât și cele două școli din subordinea Poliției Române, participă la sesiuni de informare în cadrul liceelor, în special la clasele a 12-a, în care le prezintă oferta educațională. Totodată, această procedură înseamnă că și eu, în calitate de posibil candidat, mă duc la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului și solicit documentația care trebuie completată pentru a-mi constitui dosarul de candidat. Am înțeles. Este și o chestiune, Francisca, de noroc să fii admis la școala de poliție sau e vorba strict de pregătirea pe care o ai sau nu ai? Tu spuneai că timp de 2 ani ai stat și ai învățat așa cum trebuie pentru a fi declarată admisă, dar repet, este și o chestiune de noroc, pentru că vorbim totuși de o testare, mă refer la examenul scris, vorbim de o testare tip grilă, unde norocul are contribuția lui de foarte multe ori. Dacă ne referim la proba scrisă, da, poate fi vorba și despre noroc, pentru că diferă de la an la an. Sunt ani în care sunt mai grele subiectele, ani în care sunt puțin mai simple, însă nu în totalitate. Doar acolo. Și la sport, repet, nu, niciodată nu este vorba de noroc. Trebuie la să te pregătești. La partea sportivă n-are nicio treabă noroc. Nu, categoric. Ție ți-a fost mai teamă la examenele sportive decât la cele scrise? Categoric. La tine, Alin, am eu așa o presimțire că situația a fost inversă? Percepția nivelului de dificultate a subiectelor scrise diferă în funcție de nivelul de pregătire al fiecărui candidat. Acum nu putem spune nici că sunt foarte grele, nici foarte ușoare. Sunt de nivel mediu, însă doar cu noroc nu poți reuși. Cu siguranță. Tu cât timp te-ai pregătit pentru a intra la școala de poliție? Cât ți-a luat? Cu un an în urmă am încercat din nou să promovez examenul. Am picat la 3 sutim. Ai mai dat o dată examen? Ai mai încercat? Da.
Apoi, un an de zile, m-am pregătit. Te-ai ambiționat și ai spus, trebuie să intru la școala de poliție. Exact, exact. Mai ales că nu am picat la o diferență așa mare. Voi așa, pentru cei care ne urmăresc, tineri, de vârsta voastră, la liceu, ce anume le-ați spune? De ce este interesant să intri la școala de poliție? Dacă ai înclinație, mă gândesc, spre această meserie, spre uniforma de polițist. În primul rând pentru respectul față de sine și față de cetățeni. În al doilea rând pentru meseria frumoasă pe care o să o aibă după. Și grea. Și grea. Și grea și cu grea. Foarte multe riscuri. Da. Și în al treilea rând, în interiorul școlii, cunoaștem foarte mulți oameni de peste tot, din toată țara, ceea ce este un lucru iar minunat, pentru că nu peste tot întâlnim. În interiorul școlii, spuneai tu, este un sistem militar foarte bine pus la punct și menționez aici doar faptul că trebuie să vă treziți la 6 dimineața, în niciun caz la 6:05, da? Cât de greu este unui tânăr de vârsta voastră să se acomodeze cu un asemenea stil de viață? Depinde. Sau ți-l asumi în momentul în care iei o astfel de hotărâre, ți-asumi tot ce se întâmplă acolo? Bineînțeles, presupun că orice candidat ia cunoștință cu aceste reguli încă dinainte să candideze și din moment ce a aflat, presupun că îi convine. Nu este deloc dificil. Probabil la început, pentru cineva care nu este obișnuit, da, s-ar putea să vină puțin dificil. Astăzi v-ați trezit la 6? Da. 6 puncte, da? Da, asta doar așa pentru că mi-a venit în minte acest exemplu, dar sunt și alte reguli, să spun așa, în ceea ce privește conduita internă a elevilor. Pentru că, repet, vorbim de o unitate cu profil militar. Haideți să nu-i spunem militar. Noi, la această dată, toți polițiștii sunt funcționari publici cu statut special. Okay, dar cu statut este, special. Dar suntem o instituție de învățământ care are un regulament intern riguros. Trebuie să ne gândim în primul rând că elevii noștri execută foc cu armamentul din dotare. Ceea ce deja ei în anul deja, întâi? Da, deja ei în anul întâi, pe parcursul celor 2 ani, execută în funcție de cum au planificat în program orar ședințe de tragere cu armamentul pe care îl vor avea și pe în viitoarea profesie. Și plus multe, multe alte activități. Totodată, uniforma impune un anumit respect, în primul rând, față de uniforma Poliției de Române, față de însemnele statului român, ceea ce înseamnă și o comportare ireproșabilă, spunem noi, de care suntem mândri atât elevi cât și corpul profesoral. Am înțeles, să concluzionăm așa toată discuția noastră din această seară. Așadar, în sesiunea 2015 sunt scoase la concurs la Școala de Agenți de Poliție Vasile Lascăr 505 locuri pentru băieți și pentru fete. Nu mai există așadar niciun fel de discriminare din acest punct de vedere. Nu a fost scoasă acea restricție de vârstă de maximum 27 de ani, iar rămâne așadar în vigoare. Rămân în vigoare și înălțimea pe care un candidat trebuie să o aibă, 1,60 m, spuneați dumneavoastră, în cazul fetelor, 1,65 m, exact, în cazul băieților. Nu v-am întrebat în ce constau probele fizice. Sunt trei probe sunt de aptitudini. Da, viteză, aruncarea mingii medicinale și rezistență. Am înțeles, plus proba scrisă, examen la limba română, plus o limbă străină, engleză sau franceză. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru toate informațiile extrem de utile pe care ni le-ați oferit în această seară și vă mai aștept și altă dată eventual atunci în preajma examenului aici la noi în studio. Încă o dată vă mulțumesc. Cu multă plăcere. Domnilor, domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. O seară plăcută în continuare. La revedere!